La Catedrala Arhiepiscopală din Galați, dar și în toate bisericile din eparhia Dunării de Jos, a avut loc în ajunul Bobotezei, 5 ianuarie, slujba de sfințire a Aghezmei Mari, ce va fi împărțită credincioșilor și în ziua de Bobotează, 6 ianuarie, dar și în ziua Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie. În ajunul Bobotezei, creștinii s-au pregătit prin post și rugăciune pentru a întâmpina cu gândul și cu fapta bună binecuvântarea purificatoare și înnoitoare a Bobotezei. La Catedrala Arhiepiscopală, slujba de sfințire a Aghezmei Mari a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, alături de un sobor de preoți și în prezența numeroșilor credincioși ce au dorit să se bucure de darurile duhovnicești ale acestei zile. În cuvântul său de învățătură, înalt preasfințitul Casian le-a vorbit celor prezenți despre semnificația Bobotezei și a zilei din ajunul Bobotezei în care se sfințește Aghiazma Mare. Astăzi, firea omenească este ridicată la înălțime. Firea omenească, creștinească și românească. Las-o, Doamne, la înălțime, la curățire, căci curățirea înseamnă participarea la prasnicul Bobotezei. Am luat aminte care sunt cele câteva daruri acum, care n-ar trebui să se oprească la clipa aceasta. Ce să le luăm în noi, nu numai pentru un an, ci pentru totdeauna. Și anume, Bobotează actualizează sfințirea vieții, omorârea morții și a păcatului și învierea la viața curată pe care ne-o dăruiește Hristos Domnul. Și aceasta înseamnă că primim aghiazma spre sfințirea noastră. Dar toți ne sfințim. 2. Spre sănătatea sufletelor și a trupurilor noastre, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Ca în fiecare an, ziua de Bobotează va fi marcată la Galați, pe faleza superioară, în apropierea Bisericii Precista, prin slujba de sfințire a apelor, dar și prin ceremonia de aruncare a crucii în apele Dunării, Iordanul românilor, pentru a fi prinsă de credincioșii cei mai îndrăzneți și netemători în fața apelor fluviului.